Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Guvernul Republicii Moldova. Astăzi, în briefing de presă, premierul Dorin Recean se va referi la programul SPOR pentru Moldova, dar și rectificări esențiale la bugetul de stat. Domnule prim-ministru. Bună ziua, dragi cetățeni. Guvernul este alături de cetățeni în timpurile acestea grele. Anul trecut a fost un an foarte dificil și atunci cu ajutorul partenerilor europeni, cu ajutorul Statelor Unite, cu ajutorul altor prieteni, am putut împreună să trecem de o iarnă foarte dificilă, compensând cheltuielile din factură, dar și acordând alt fel de asistență necesară în timpurile dificile. Anul ăsta, la fel, este un an destul de dificil. Avem să ne confruntăm în continuare cu dificultăți economice și de asta guvernul vine să sprijine cetățenii, vine să sprijine economia. Așa cât de dificil nu ar fi, guvernul totuși a identificat resurse suplimentare, tot așa, cu ajutorul prietenilor noștri europeni din Statele Unite și din organizațiile internaționale și vom avea un program bine pus la punct pentru ca, pe de o parte, să acordăm asistență și majorări de venituri pentru mai multe categorii ale populației, dar și să putem să stimulăm creșterea economică. Pentru că obiectivul nostru este împreună să avem o economie puternică, o economie europeană, o economie care să ducă la creșteri salariale. Guvernul vine cu un pachet de sprijin, cu un pachet SPOR pentru Moldova, care însumează 1.300.000.000 de lei și care va avea impact direct asupra a 170.000 de persoane. La fel, vom aloca suplimentar 352.000.000 de lei pentru ca să putem să acoperim cheltuielile energetice, în mod special la căldură și pentru energie electrică, în școli, grădinițe, spitale și alte instituții bugetare. Vom aloca un suport pentru sănătate. Suportul pentru sănătate constă dintr-o creștere de 15% a salariilor tuturor medicilor și tuturor asistentelor medicale și infermierilor. Asta se referă la 48.000 de persoane care sunt finanțate din Fondul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală, dar se referă și la spitalele care nu sunt finanțate de CNAM. Mă refer la Spitalul MAI, adică Ministerului de Interne, Spitalul Ministerului Apărării, Centrul de Reabilitare și Plasament, medicii din instituțiile penitenciare, dar și la medicii legiști care vor avea o creștere de 26%. Astfel, salariul medic al unui medic va crește de la 17.344 de lei la 19.945 de lei. Asta ca să vedem care este impactul acestei creșteri. După sporul pentru sănătate, anunț și sporul pentru educație. Pentru toți profesorii din toate instituțiile de învățământ vom oferi o plată unică de 5.000 de lei la absolut toate cadrele didactice. Este vorba despre 66.000 de persoane. În plus, peste 35.000 de persoane, mă refer la cadrele non-didactice, vor primi un spor unic de 3.000 de lei. Este pentru prima dată când de acest spor beneficiază întreg sistemul de învățământ. Cercetătorii, cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare, cadrele non-didactice din grădinițe, școli, școli profesionale, colegii și așa mai departe. În total, peste 100.000 de persoane vor beneficia de acest spor pentru educație.
După cum am observat și în anul precedent și în acest an, avem destul de multe provocări și vreau să mulțumesc angajaților din instituțiilor de forță, în mod special angajaților care asigură siguranța cetățenilor din Inspectoratul General pentru situații de urgență, de la poliție, polițiștii de frontieră și carabinierii. Astfel, peste 10.000 de angajați vor primi un spor unic de 5.000 de lei. În continuare, vom avea o susținere și pentru oamenii de teatru și mă refer aici la spor pentru oamenii din teatru. Toate instituțiile culturale din subordinea Ministerului Culturii vor avea o creștere salarială medie de 25%. Vom avea o creștere pentru actori cu 1.500 de lei mai mult pe lună, pentru regizori, dar și pentru alți angajați ai culturii. Vom aloca un spor și pentru drumuri europene. Asta înseamnă plus 100 de milioane de lei suplimentari pentru reparația și întreținerea drumurilor. Suplimentar vom avea 300 de milioane de lei pentru spor pentru dezvoltarea regională. Mă refer aici la proiectele din cadrul programului Satul European. Și vom avea și un spor pentru agricultură. Continuăm efortul guvernului pentru sprijinirea fermierilor, pentru ca ei să poată să treacă de dificultăți, dar și să devină competitivi. Săptămâna viitoare voi merge în Parlament ca acest program spor pentru această rectificare bugetară, spor pentru Moldova, să o prezint Parlamentului pentru aprobare. Vreau să mulțumesc tuturor instituțiilor care au fost implicate în acest exercițiu amplu de identificare acestor resurse într-o perioadă destul de dificilă și guvernul, după cum am spus, are un plan foarte concret și pe dimensiunea socială, dar și pe dimensiunea economică. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, avem și detalii suplimentare referitoare la rectificarea bugetară. Urmează să le prezentăm, să lucrăm cu echipele de jurnaliști care sunt prezenți aici, astfel încât să comunicăm aceste informații în timpul cel mai apropiat. Cu alte informații și alte întrebări care sunt curente, suntem bucuroși să le răspundem în regim de lucru. Mulțumim tare mult pentru prezența!